De anul trecut, stadionul municipal din Bacău a intrat în renovare. S-a lucrat până acum la suprafața de joc, fără să fie însămânțat gazonul, deși au existat fonduri din partea Federației Române de Fotbal. În ședința Consiliului Local, viceprimarul Radu Ababei a oferit explicații. Nu puteam să facem o suprafață de joc care să nu fie încălzită, pentru că în momentul în care era gata stadionul, trebuia să o arăm din nou și să punem încălzirea. Acum este pusă instalația de încălzire pe dedesubt. Este făcut drenajul. Repet, este făcut drenajul doar pentru terenul de joc, pentru că pista va fi betonată și apoi va fi pus tartan. Astfel încât aș spune că suntem în grafic. Stadionul va putea să devină stadion de rezervă pentru campionatul european din 2020. El va suporta competiții de nivel UEFA la fotbal și de nivel campionat european la atletism. Conform declarațiilor autorităților, în 2017 stadionul va avea 20.000 de locuri acoperite, pistă de atletism cu 10 culoare, o nouă instalație de nocturnă, tabelă electronică modernă, vestiare și multe alte îmbunătățiri. Toate la un preț mai mic decât dacă s-ar fi construit o arenă nouă. Cred că scaunul pe loc ne ieși 760 de euro pe loc, față de 1.500, chiar 2.000 în alte localități. Stadionul din Bacău a fost ridicat în anul 1966 și avea o capacitate de 17.500 de locuri.